Ca și directorii, da. Voi face prezența prin apel nominal. Domnul Anghel Florin. Prezent. Doamna Badea Simona. Anda. Doamna Badea. Prezent. Mulțumesc. Prezentă. Domnul Calotă Constantin Emilian. Domnul Calotă. Mă auziți? Vă auzim, da. Prezent. Doamna Catone Magdalena Marta. Prezentă. Doamna Chirila Alexandra Elena. Prezentă. Domnul Constantin Mihai. Domnul Costache Adrian. Prezent. Domnul Croitoru Angel. Prezent. Domnul Dinu Alexandru. Domnul Dincă Adrian. Doamna Enache Nicuța. Domnul Ferraru Cosmin. Prezent. Domnul Feroiu Silviu. Prezent. Doamna Georgescu Elena Daniela. Domnul Iliescu Cristinel. Doamna Iordache Florina Izabela. Prezent. Doamna Lăzăroiu Gela. Domnul Matei Silviu. Prezent. Domnul Nedelcuț Radu. Prezent. Domnul Nicolescu Claudiu. Prezent. Domnul Panaitescu Andrei. Prezent. Doamna Pașciuc Paula. Domnul Pellegrini Marius Ovidiu. Doamna Popescu Lenuța. Prezent. Domnul Predescu. Prezent. Domnul Săftoiu Claudiu. Prezent. Și domnul Vaspuș și Virgiliu Gabriel. Prezent. Domnul Vaspuș? Prezent. Mulțumim. Da, l-am auzit, a spus prezent. Mulțumesc. Declar ședința deschisă. Vă propun să mergem mai departe cu votul pe ordinea de zi. Vă rog. Aș dori să retrag proiectul numărul 6 de pe ordinea de zi. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule. Proiectul numărul 6. Domnul președinte, dacă îmi permiteți. Vă rog. Mulțumesc. Domnul președinte, aș vrea să sesizez mizeria din sectorul 2. Deci plătind taxe și impozite ca cetățenii acestui sector, astăzi fiind miercuri, într-adevăr, Supercomul a trecut și a ridicat pubelele de gunoi, vorbesc de cartier de bată la luminoasă. Dar de luni așteptăm să treacă totuși tot cei de la Supercom, așteptăm să treacă privind, știți că la noi în cartier fiecare, exact, fracția uscată, fiecare o punem la poartă, în saci, exact civilizat. Este dezolant să vezi tot cartierul bată la luminoasă și nu numai, să vezi cum stau acești saci și cu mirosul lor, și este incredibil ce se întâmplă în acest sector condus de useriști. Nu se mai poate. Vă rog să vă dați demisia toți din USR. Mulțumesc pentru observație, domnul Iliescu. Dacă nu mai sunt intervenții pe proiecte, aș ruga să păstrăm interpelările pentru sfârșit. Vă rog. Pentru că tot eram la subiectul acesta. De când a fost sărbătoarea de Sfântă Marie, Supercom nu a ridicat fracția uscată. Este a doua săptămână când se întâmplă lucrul acesta, locuiesc în aceea zonă, a tot așteptăm, stăm la mila lor. Cerem o explicație oficială pentru aceste inadvertențe în asigurarea serviciului de salubrizare de la Supercom. În regulă, am consemnat, o să cerem această explicație către Supercom. Doamna administrator public, cred că are un răspuns, vă rog. Bună ziua, mulțumesc frumos. Domnule consilier Iliescu, sper din tot sufletul că sace cu fracție uscată, nu miros, că tocmai asta e ideea, să fie fracție uscată. Zic, sper din tot sufletul că nu miros, că de aceea e fracție uscată, că este deșeu reciclabil acolo. Dar, dacă îmi permite, aveți dreptate. Aveți dreptate și în acest moment suntem nu în discuții, ci suntem în schimbarea planului de monitorizare la Supercom, care și-a asumat, începând cu data de 15 august, dublarea frecvenței de ridicare la fracția uscată. Apropo de faptul, domnule Săftoiu, că ne spuneați că n-au trecut de două săptămâni, sunt niște inadvertențe pe program, nu o să intru în niște detalii tehnice, când trebuiau să vină sâmbătă și au mutat marți, dar am reținut, vă rog din suflet să ne dați concursul și să formulați și dumneavoastră în scris, pentru că mai avem sesizări
notificări pe neridicarea fracției uscate, tot ceea ce nu se ridică într-un interval de 24 de ore pe programul agreat cu Supercom, îi se impută direct operatorului și este reținut din factură. Avem acest precedent pe lunile anterioare. Vom continua să facem acest lucru și vom monitoriza, spuneam că s-au angajat în scris că dublează frecvența. Dacă nu, vor suporta consecințele. Dar mulțumesc că ne-ați sesizat. Mulțumesc, doamna administrator. Doamna Popescu, avem la proiectul numărul 10 tema salubritate. Putem să păstrăm aceste discuții, aceste dezbateri pentru proiectul numărul 10. Dacă aveți o intervenție scurtă, vă rog. Okay. Vreau să ridic și o problemă. Coșurile de gunoi, domnul președinte și domnul primar, nefiind aici, vă spun doar câteva străzi. Alexandru Filipide, Drobeta, Polonă, Icoanei, nu au coșuri de gunoi. Dacă nu, cetățeanul aruncă efectiv la stâlpișori sau pe unde găsesc tot felul de peturi și așa mai departe. Vă rog, vă rugăm rezolvarea cât mai rapidă. Vă rog. După cum știți, în acest moment există în derulare o licitație pentru achiziția a 2500 de coșuri de gunoi care vor merge și la asociații și pe bulevardele principale și în spatele blocurilor. Procedura s-a finalizat la nivelul primăriei sectorului 2. Am declarat un câștigător. A fost contestată această procedură. În acest moment se află în instanță. Instanțele sunt în grevă. Sperăm cel mai devreme vom avea un semn la jumătatea lunii septembrie. Noi am finalizat această procedură pentru că știm această problemă încă de acum 2 luni. Dar de 2 luni suntem în instanță cu ei. Mulțumesc, domnul administrator public. Doamna Popescu, v-aș ruga, dacă aveți o listă cu aceste străzi pe care ne le puteți semnala, chiar v-aș ruga să ne dați această listă și să facem solicitare, cum a sugerat și domnul coleg Săftoiu, să o semnăm cu toții, să cerem răspunsuri de la operatorul de salubritate. În regulă, dacă nu mai sunt intervenții pe tema asta și dacă mai sunt, aș ruga să le păstrăm pentru proiectul numărul 10, aș vă propune să mergem mai departe cu votarea ordinii de zi. Vă rog frumos, dați drumul la vot. Da, atenție, avem în vedere și proiectul numărul 6 retras. Proiectul numărul 6 a fost retras. Domnul Panaitescu, domnul Costache și domnul Dinu. Eu vot favorabil. Doamna Pasciuc, domnul Constantin, doamna Lăzăroiu. Magda Catone, vot favorabil. Doamna Catone, domnul Feroiu. Ați auzit? Vot favorabil, Magda Catone. Favorabil, doamna Catone, da? Mulțumesc. Mulțumesc. Cu unanimitate de voturi, ordinea de zi a fost votată. Vă propun să mergem mai departe cu punctele de pe ordinea de zi în ordine. Punctul numărul 1, aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București din data de 26 iulie 2023. Vă rog, dați drumul la vot. Doamna Catone și domnul Angel. Vot favorabil. Mulțumesc. Cu unanimitate de voturi, proiectul numărul 1 a fost adoptat. Mergem mai departe la numărul 2. Poftim? Eu nu am trimis votul. Bun, numărul 2. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București din data de 07-7 august 2023. Vă rog, dați drumul la vot. Domnul Feroiu.
Mulțumesc. Cu 27 de voturi, unanimitate, proiectul numărul 2 a fost adoptat. Mergem mai departe la numărul 3. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul anexei la hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2, numărul 248/2022, referitoare la lista bunurilor imobile situate pe raza Sectorului 2, aparținând domeniului public, care se află în administrarea administrației domeniului public Sector 2, ce fac obiectul închirierii prin licitație publică. Inițiator, Radu Nicolae Mihaiu. Vă rog, dați drumul la vot. Multe alte administrative, domnul Iliescu, statistic, cred că suntem în normă. Domnul Costache și domnul Calotă, vă rog să și trimiteți votul. Favorabil. Domnul Calotă, favorabil, da? Da. Mulțumesc. Cu unanimitate de voturi, proiectul numărul 3 a fost adoptat. Mergem mai departe la numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului pentru avizarea ocupării temporare a zonelor publice din sectorul 2 al municipiului București de către agenții economici cu vitrine frigorifice, automate, expunere din întâmpinare și terase pe raza sectorului 2 al municipiului București. Inițiator, Radu Nicolae Mihaiu. Vă rog, domnul la vot. Domnul președinte. Vă rog. E bine că domnul primar Radu Mihaiu s-a gândit la sfârșitul lunii august, când începe toamna, să le dea aviz favorabil la acești agenți economici. La acest regulament, din câte știu, n-am lucrat personal, dar s-a lucrat timp de mai multe luni, s-au pus în acord părțile, s-au consultat agenții economici, deci a fost un proces mai îndelungat. În plină vară, în plină căldură, trebuia să le dăm agenților economici dreptul să-și folosească... Și vă reamintesc că există un regulament în vigoare. Aceasta este doar un regulament care vine cu îmbunătățiri. Deci ei au funcționat pe un regulament votat în Consiliul Local. Mulțumesc! Domnul Matei Silviu, doamna Chirilă, domnul Panaitescu. Vot favorabil, Magda Catone. Mulțumesc. Domnul Pasciuc, domnul Dincă, domnul Vaspuș. Doamnă președinte. Vă rog, domnul Calotă. Domnul Vaspuș a fost? Vă rog. Da, să nu uităm să luăm și avizele la proiect. Da, mulțumesc. Deci domnul Vaspo și domnul Panaitescu, vă rog votul. Pentru este votul meu, nu mă apare. Domnul Calotă, da? Da. În regulă. Domnul Panaitescu și domnul Vaspuș? Pentru este votul meu, spuneam, nu mă apare pop-up-ul de vot. Gabriel Vaspuș. Și domnul Panaitescu? Domnul Panaitescu, ne auziți? În regulă, închideți votul. Mulțumesc. Aș vrea să revin și să cer președinților comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Sectorului 2 avizele favorabile sau nefavorabile pentru proiectele de pe ordinea de zi. Și haideți să începem cu Comisia Buget, vă rog. La Comisia de Buget avem aviz nefavorabil pentru proiectul numărul 5, restul pentru proiectele 3, 4, de la 10 până la 17, 19 și 20. Toate celelalte proiecte au aviz favorabil. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Comisia Juridică? Favorabile la toate, cu excepția punctului 5, nefavorabil. Mulțumesc! Urbanism? Comisia de Urbanism, vă rog. Domnul președinte al Comisiei de Urbanism. Domnul Panaitescu, dacă nu mă înșel. Domnul Panaitescu, avizele pentru Comisia de Urbanism, vă rog.
În regulă, o să revin. Învățământ, vă rog. Comisia de învățământ. Toate au avut favorabil. Mulțumesc. Comisia de protecție socială. Favorabil. Mulțumesc. Administrare patrimoniu. Aviz favorabil la toate proiectele propuse. Mulțumesc. Ecologie. Favorabil și la, favorabil și la urbanism. Scuze-mă. La urbanism, mulțumesc. Mai departe, Comisia de ecologie. Aviz favorabil de la Comisia de ecologie. Mulțumesc. Servicii publice. Aviz favorabil la proiectele 5 și 10 pe care le-am avut. Mulțumesc. Și transparență. Favorabil la toate. Mulțumesc mult. Revenim la ordinea de zi cu proiectul numărul 5. Stați un pic că nu cred că am anunțat rezultatele de la 4. Domnul Ifrim, putem să readucem un pic unanimitate. Așadar, cu unanimitate de voturi, proiectul numărul 4 a fost adoptat. Mergem mai departe la 5. Proiect de hotărâre privind includerea în programul local multianual de creștere a performanței energetice a unor blocuri de locuințe și a clădirilor din sectorul 2 al municipiului București. Inițiator Radu Nicolae Mihaiu. Vă rog, dați drumul la vot. Favorabil și votul meu, nu reușesc să votez în aplicație. Consemnat. Domnul Angel. Domnule Angel, vă rog să vă exprimați votul sau verbal dacă nu vă apare. Nu știu dacă ne aude domnul Angel, domnul Panaitescu și-a exprimat votul verbal, da. Dacă domnul Angel nu ne aude, voi închide votul. Vă rog, închideți votul. Cu 26 de voturi pentru și un vot neexprimat, proiectul numărul 5 a fost adoptat. Mergem mai departe la proiectul numărul 7, având în vedere că proiectul numărul 6 a fost retras. Așadar, proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local Sector 2, numărul 85/2021, privind aprobarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sectorului 2. Inițiator Radu Nicolae Mihaiu. Vă rog, dați drumul la vot. Tot favorabil. Domnul Panaitescu, da? Da, da. Mulțumesc. Domnul Angel, domnul Constantin, domnul Feroiu, doamna Pasciuc, vă rog. Domnul Feroiu, în regulă, închideți votul, vă rog. Unanimitate de voturi, proiectul numărul 7 a fost adoptat. Mergem mai departe la proiectul numărul 8. Proiect de hotărâre privind asigurarea continuității proiectului social Cantină Socială prin prelungirea cu un an a protocolului de colaborare încheiat între Direcția Generală de Asistență Socială, un pic mai încet, vă rog, și Protecția Copilului Sector 2 și Asociația de Ajutor Social Maraton, inițiator Radu Nicolae Mihaiu. Vă rog, dați drumul la vot. Doamna Pasciuc? Domnul Calotă? Mai e și cineva din ședință? Păi văd doar 26 și 1. În regulă, cu 26 de voturi pentru, proiectul numărul 8 a fost adoptat. Mergem mai departe la numărul 9. Proiect de hotărâre privind administrarea terenului situat în strada Ramut 3, numărul 22, sector 2, București, de către Consiliul Local al Sectorului 2, prin administrația domeniului public, sector 2, București. Inițiator Radu Nicolae Mihaiu. Vă rog, puneți votul.
Doamna Popescu și domnul Nicolescu. Domnul Nicolescu, dați și send, în regulă. Închideți votul, vă rog. Cu unanimitate de voturi, proiectul numărul 9 a fost adoptat. Mergem mai departe la numărul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii actului adițional numărul 70 la contractul pentru achiziția serviciului de salubrizare în sectorul 2, numărul 1128/25/10/1999, cu modificările și completările ulterioare. Inițiator Radu Nicolae Mihaiu. Vă rog, dați drumul la vot. Domnul Nedelcu, așa, în regulă, închideți votul. Cu unanimitate de voturi, proiectul a fost adoptat, proiectul numărul 10. Mergem mai departe la 11. Proiect de hotărâre pentru aprobarea regulamentului privind acordarea alocării financiare pentru facilitarea participării elevilor înscriși la unitățile de învățământ din sectorul 2 al municipiului București la programul Școală după Școală. Inițiator Radu Nicolae Mihaiu. Doamna secretar. În regulă, aici avem un amendament, așa este, înaintat de colegul nostru Silviu Matei. Dacă ați apucat să-l consultați, propune ridicarea pragului sau alocării de 35 de lei, de la 35 la 40 de lei. Haideți să supunem la vot amendamentul acesta, vă rog. Așa făcea și Ceaușescu. Vă mai dau 10 lei, 100 de lei, așa sunteți, ca tot putecinștia. V-aș ruga tot... dați la copii mai mult. V-aș ruga... De ce nu le dați la copii mai mult? Da. V-aș ruga să cereți și cuvântul. Să le dați doar 5 lei. Vă rog, domnul Iescu, da, domnul Sătoi, vă rog. Înainte de votarea amendamentului, dacă ne poate spune domnul Matei, de unde a găsit bani pentru încă 5 lei? Inițiatorul amendamentului, domnul Silviu Matei, ați auzit întrebarea? Da, bună ziua. Nu, am discutat cu domnul primar și acest lucru a fost stabilit și în discuțiile care au fost împreună cu asociațiile de părinți și cu colegi și banii vor veni practic în urma unei rectificări bugetare. Dacă îmi permiteți, aș avea și eu o intervenție. Vă rog, Mihaiu, vă rog, domnule primar. Doream eu, domnul președinte. Da, v-a luat domnul primar cu o secundă înainte. Haideți să lăsăm și vă dau cuvântul după, vă rog. Vă rog, domnule primar. Da, deci a fost o consultare publică urmată de o dezbatere publică privind acest proiect. În această dezbatere publică s-a discutat cu asociațiile de părinți și de asemenea și cu consilieri locali despre actualizarea cu inflația a sumei alocate pentru copii. Am promis în acea dezbatere publică faptul că se va crește această sumă. Cumva în proiect a rămas suma anterioară, așa că susțin cu toată inima amendamentul propus de colegul meu Silviu Matei pentru a actualiza, repet, cu inflația, această sumă alocată copiilor. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule primar. Doamna secretar, vă rog, aveți o observație, după care doamna Popescu. Da, cu privire la acest amendament, au fost solicitat punct de vedere al Direcției Economice, tocmai pentru a se stabili modalitatea în care poate fi finanțată o această diferență, cum a întrebat și doamna Popescu. Punctul de vedere fiind favorabil, în sensul că nu există impedimente de această natură, urmând a fi pe calea unei rectificări de buget rezolvată în următoarea ședință. Mulțumesc. Avem aici chiar doi reprezentanți ai Federația Națională a Părinților care au făcut o solicitare în acest sens, deci cred că suntem pe linia cea bună. Doamna Popescu, vă rog frumos, v-ați înscris la cuvânt și după aceea domnul Feroiu. Eu aș propune să mărim cu 10 lei, de la 35 la 45, și aș dori totodată să se, prin DGAPI, să se anunțe unitățile de învățământ să nu mai solicite bani de la asociațiile de părinți. Deci dacă noi alocăm 10 lei acum, eu cred că asociațiile de părinți nu vor mai contribui cu niciun fel de bani în unitățile de învățământ pentru școala după școală.
În regulă, având în vedere că este, după mine, o modificare de fond, da, consemnez imediat, vă dau cuvântul, cred că ar trebui să treacă puțin și prin direcția economică această propunere, nu, doamna secretar? Da, dacă îmi permiteți, deși benefică poate sub aspectul impactului asupra copiilor, totuși este vorba de o modificare de fond, care, așa cum am precizat în mod repetat, nu poate fi aprobată în cadrul ședinței decât în baza unui amendament formulat anterior și evident însoțită de punctul de vedere al compartimentelor de resort. Sau retragerea și returnarea proiectului către inițiator, ceea ce cu siguranță ar duce la întârzierea implementării acestui proiect. Deci modificările de fond nu pot fi operate, da, și domnul director, formulate în cadrul ședinței. Domnul director, dacă este aici, ne poate spune dacă avem sau nu avem bani. În regulă, haideți să evităm un dialog. Vă rog frumos, domnul Feroi, după aceea doamna Pasciuc și pe urmă avem reprezentanții federației. Vă rog frumos. În primul rând, aș dori să întreb inițiatorul dacă știe cât este inflația. Cât este inflația? Să vedem dacă bate cu 5 lei. Și la care inflație ne referim? Inflația anuală, inflația pe 3 ani, inflația pe 2 ani, inflația trimestrială? Asta ca fapt divers, pentru că vreau să vă spun că acești 5 lei sunt necesari pentru mărire, dar justificarea economică cu mărirea cu inflația, din punctul meu de vedere, atâta timp când nu există un răspuns să-mi se spună cât e inflația, nu și are rostul. Ba mai mult, cred că ar trebui scris în proiectul de hotărâre aceste sume să fie undeva variabile, chiar cu inflația, și să avem inflația corelată cu sumele variabile, astfel încât să fie actualizat fără să fie nevoie să intre în Consiliul Local. Să fie 4 lei, să fie 5 lei, 6 lei și așa mai departe. Asta ca o propunere de viitor. În al doilea rând, aș dori să vă zic că ar fi cazul să ne grăbim cu acest proiect, să-l votăm, pentru că era promis. Și amintesc domnului primar, mi l-a promis că îl pune pe ordinea de zi în proxima ședință după ce i-am votat bugetul, dar cred că au trecut vreo 6 luni de atunci. Atâta vroiam să atrag atenția asupra acestui proiect. Mulțumesc, doamna Pasciuc, vă rog. Doamna Pasciuc? Vreau să reamintesc că la dezbaterea publică la care... Vă rog mult liniște în sală. Vă rog mult. Să ascultăm, doamna Pasciuc, vă rog. Dezbaterea publică la care am participat și eu, suma de care am vorbit pentru mărire era de 10 lei. Totuși, de ce am ajuns tot la 5? Mulțumesc. A fost o primă propunere de 5 lei, apoi s-a ajuns la 10 lei conform discuțiilor pe care le-am avut. Mulțumesc. Înțeleg de la doamna secretar că acesta este primul nivel de suportabilitate cu care a fost de acord și direcția economică. Orice modificare de formă a proiectului aflat în dezbatere publică trebuia formalizată și comunicată către structura de resort în forma unei propuneri de modificare a uneia dintre elementele din acest proiect. Până la momentul depunerii acestui amendament, nu am fost sesizați cu o altă modificare sau cu o altă sumă. Această modificare și acest amendament putea fi propus de către oricine, de către orice consilier local, de către orice persoană sau de către orice asociație interesată. Nu s-a primit, indiferent care au fost obiectul dezbaterilor, și nici nu s-a cuprins în procesul verbal al ședinței o astfel de propunere agreată. Drept urmare, acum în ședință nu mai pot fi preluate decât puteau fi analizate acum în ședință amendamente de fond formulate înainte de ședință, așa cum prevede legea, iar în cadrul ședinței, repet, orice modificare nu poate decât duce fie la retragerea proiectului pentru a fi analizat de inițiator, fie în limita amendamentului transmis și pentru care compartimentele de resort au formulat deja un punct de vedere. Așa cum am arătat, Direcția Juridică și Direcția Economică, ce au avizat și inițial proiectul și cu privire la acest amendament înainte de ședință, au transmis punctul de vedere favorabil. Mulțumesc, doamna secretar. Vă rog frumos... Domnule președinte? Cred, domnul Matei sunteți, da, online. Vă rog frumos, da, 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 cu doamna de la Federația Părinților. Sigur. Păi și nu vreți să întrebați în ședință publică, să primim un răspuns de la aparatul de specialitate?
Da, din răspunsul domnului primar, legat de consultarea publică, foarte ok, dar până la urmă, bănuții aceștia de unde, din ce capitol bugetar vor fi suplimentați? Noi suntem de acord, evident, numai că e vorba de banii publici care trebuie justificați. În regulă, păi o să revenim cu un răspuns, dacă nu există acum cineva de la economie care să ne dea un răspuns. Bănuiesc că raportul acela de specialitate de la comisiile de resort sau așa cuprinde și, nu? Păi, cu atât mai mult, stimați colegi, dacă raportul de specialitate cuprinde acest răspuns. Femei la punctul de vedere cu privire la amendament și nu am nimic, n-am primit nimic. Vom reveni cu această informație. Bun. Eu să răspund înainte, dacă este necesar, la dumneavoastră aici. Domnule primar, vreți să adăugați ceva? Da, vreau să adaug. Așa cum știți, pe parcursul unui an bugetar există estimări asupra cheltuirii bugetelor. De asemenea, există și realitatea execuției bugetare. Din realitatea execuției bugetare, vedem faptul că la unele proiecte, chiar din cadrul DGAPI, nu s-a cheltuit atât cât s-a previzionat. Unul din exemple, dar nu este singur, unul din exemple fiind cel cu voucherele sportive, care a fost bugetat pentru 10 luni de zile cu o sumă maximă, care nu s-a întâmplat până acum. Chiar dacă de aici înainte va ajunge la suma maximă, tot rămân bani bugetați din această activitate. De urmare, există spațiu bugetar pentru a asigura această diferență de venituri aici. Și asta se va vedea, evident, la următoarea rectificare, dar în rectificare ea trebuie să fie fundamentată odată cu aprobarea acestui proiect de hotărâre. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule primar. Vă rog frumos, doamna de la Federația Părinților, vă rog. Bună ziua, Iuliana Constantinescu, sunt președintele Federației Naționale a Părinților, reprezentanța sector 2. Sunt președintele Asociației de Părinți de la Liceul Teoretic Lucian Blaga și l-am lângă mine pe colegul meu care este președintele Asociației de Părinți de la Școala Ferdinand, două școli care au derulat proiectul acesta în anul școlar care urmează să se încheie peste câteva zile. Un program extrem de benefic pentru copiii din sectorul 2, pe care ne-am dorit să-l putem extinde în mai multe unități de învățământ, dar deocamdată depindem foarte mult de infrastructura acestor unități de învățământ. Noi ne chinuim de mai bine de un an de zile să aducem la cunoștința Consiliului Local niște discrepanțe care se întâmplă și niște probleme cu care ne-am confruntat în momentul în care a trebuit să implementăm programul în ceea ce privește alocarea financiară și cheltuirea acestei alocări financiare. Țin să subliniez că în urma dezbaterii publice o foarte mare parte dintre propunerile noastre au fost luate în considerare și ele se regăsesc în formula nouă a regulamentului, însă ne-am blocat din nou la alocarea financiară și modul în care se face alocarea financiară către bugetele unităților de învățământ. Dincolo de faptul că este obligatoriu să mărim această alocație financiară, nu știu dacă cei 5 lei sunt suficienți sau nu, însă există o problemă. Primăria alocă o sumă fixă pentru fiecare elev, care este condiționată de prezența fizică la școală a acelui elev pentru toate cheltuielile care se fac, și ajungem în situația în care această sumă fixă acoperă în mod diferit cheltuielile în fiecare unitate de învățământ, în funcție de numărul de elevi care sunt într-o grupă, de calitatea resursei umane și de numărul persoanelor implicate în derularea acestui program. Și dacă vă veți uita cumva pe ceea ce a publicat Inspectoratul Școlar cu privire la finanțare, veți descoperi că sunt unități de învățământ în care finanțarea este 100% din partea Consiliului Local și sunt unități de învățământ care au 50%, folosesc doar 50% bani de la Consiliul Local, iar restul este suplimentare de la părinți și de cele mai multe ori vorbim de un program cu aceeași durată. Deci nu este echitabil ca un părinte de la o școală să primească programul gratuit, să zicem, pentru 3-4 ore pe zi, iar un alt părinte să vină și să suplimenteze pentru resursa umană un preț dublu. Deci de aceea ar trebui aici să ne gândim dacă nu cumva ar fi mult mai bine să stabilim o sumă fixă maximală pentru hrană și separat plata resursei umane, pe care să o acoperim integral, măcar pentru programul minim de 3 ore, care este prevăzut în programul școală după școală, da, cel reglementat la nivel național, iar ceea ce trece de dincolo de 3 ore sau 4 ore, nu știu, rămâne, noi acceptăm și 5, da, să ne înțelegem,
să plătească, să suporte financiar părinți, evident prin asociațiile de părinți, pentru că asta este forma legală. Da, dar vreau să luați foarte în serios lucrul acesta. Nu sunt aici ca să blochez acest proiect. Chiar vreau să vă atrag atenția asupra faptului că probabil proiectul fiind în forma în care a fost el supus în dezbatere publică are un termen de înscrierilor de învățământ 1 septembrie, ceea ce e peste două zile și cam de vreme ar trebui să prelungiți acel termen. Dar să luăm foarte în serios aceste probleme și poate la următoarea ședință să revenim cu proiectul și să-i aducem niște amendamente înainte de a începe anul școlar. Da, nu știu, mulțumesc, da? Nu vreau să blocăm proiectul, mulțumesc, pentru că vreau ca părinții să știe că el urmează ai lor copii urmează să beneficieze de el în continuare și vedem pe parcurs unde ne-am blocat și ce vă asigur că luăm foarte în serios tot ce ține de învățământ și de tot ce facem. Însă, o secundă, domnul Iliescu, am văzut privirea doamnei director, vă rog frumos, cred că are câteva completări sau corecții de făcut. Bună ziua, Daniela Popa de Geapei. Vreau să îi spun doamnei că este modificată chestia asta cu plata resursei umane, în sensul că e prevăzut de data aceasta că suma alocată cheltuielilor de personal nu este condiționată de prezența zilnică a elevilor, ceea ce înseamnă o modificare față de forma anterioară a acestui proiect. În regulă, mulțumesc. Avem două opțiuni. Să retransmitem proiectul pentru examinare cu modificările dumneavoastră sau cu amendamentele dumneavoastră, sau amendamentul, dacă vrem să-l facem în loc de 5 lei, 10 lei, ceea ce înseamnă că vă pune acest proiect pe o ședință ulterioară, sau să-l votăm acum. Eu cred că este un pas înainte chiar și acest amendament al colegului Silviu Matei și ulterior revenim cu modificări dacă se impune. Domnul președinte. Vă rog, doamna Popescu. Doamna de la președintele Comitetului de Părinți pe sectorul 2, am înțeles, da? Deci, banii vin în bugetul unităților de învățământ. Fiecare director își face licitație pentru partea cu hrana. Fluctuează între 19 lei și 25 sau 26 de lei. Nu știm cum putem condiționa, pentru că ei ridică, o face până licitație. Orice unitate de învățământ face până licitație. Nu poate. Corect, corect. Decât atât dau pe hrană. Nu știu cum am găsit soluția cea mai bună, pentru că restul rămân să plătească profesorul învățător. Corect. 5 care rămâne, de exemplu, cel care are 19-20 de lei, mai rămân 15 lei. Dar cel care are 25 sau 26 pe hrană, îi rămâne mai nimic. Aici vine completarea Comitetului de Părinți, asociațiilor de părinți. Da. Acum, eu nu vreau să spun mai mult. Și cu 40 de lei este ok. Dacă ar fi 45, poate atunci am putea condiționa să nu mai solicităm de la comitetele de părinți niciun leu, dacă mă întrebați pe mine. Chiar dacă doamnele profesor învățător pun anumite condiții. Nu. Haideți să ne uităm la salariul de bază pe care l-au în cele 4 ore sau 8 ore care sunt ca și profesor învățător și să ne uităm cât își ridică după ora 12 până la ora 16. Haideți să le dăm aceeași sumă de bani. Cât de status dăm și noi. Ca și salariul de plată. M-ați înțeles? Da, am înțeles. Aici verificați deja pe EU și alte. Da, doamna președinte? Da, pentru că avem o problemă. Nu știu dacă s-a înțeles în mod clar. Avem problema următoare. Vă dau un exemplu, da? În școala mea, într-o grupă de elevi, sunt 20 de copii. Alocarea financiară e corespunzătoare, da? În școala domnului, într-o grupă, sunt aproape 28 de copii. Alocarea financiară se suplimentează pentru aceeași grupă de copii, cu diferența pentru cei, da? 35 ori 8 copii. Automat acoperă mai mult din plata resursei umane, pentru că sunt mai mulți copii înscriși în grupa aia. Dar efortul cadrului didactic, plata lui pentru oră, da? Pentru ora respectivă, este aceeași și la el și la mine. Doar că eu am mai puțin bani ca să acopăr, da? Plata resursei umane, ei au ceva mai mult pentru că au mai mulți copii și aici nu-i vina mea ca părinte că în grupa aia sunt mai puțini copii și că în școală sunt mai puțini copii într-o clasă decât într-o altă unitate de învățământ. Aici, de aici provine. Din faptul că el, suma alocată, se înmulțește cu numărul de elevi. Ori asta ar trebui să fie doar pentru plata hranei. Pentru plata resursei umane ar trebui să asigurăm pentru toată lumea plata salariilor. Am și păi eu cred că... Puțin, vă rog mult de tot. Vă rog domnul Iliescu. Reprezentați părinții din sectorul 2, am înțeles. Câți părinți reprezentați? Câteva mii. Poftim? Câteva mii. Aș ruga să nu facem dialog, domnul Iliescu. Haideți să vorbim pe... Da, în regulă. Sunt un domn la televiziune care se prezenta președintele pe țară așa și avea 5 părinți.
Vă promit, domnul Iliescu, da, că vă voi transmite personal absolut toate sesizările și toate nemulțumirile care ajung la mine de la toți părinții, din toate unitățile de învățământ care desfășoară programul Școală după Școală. Vă promit. Da. Mulțumesc mult de tot. Dacă nu mai sunt alte intervenții, haideți să dăm drumul la numărul 11, pe amendament. Pe amendamentul. Domnule președinte? Deci votăm amendamentul acum, vă rog. Domnule președinte? Da, vă rog frumos, domnul primar, după aia votăm. Vreau să-i răspund și eu domnului Feroiu că inflația pe luna iulie a fost de 9,4%. Aveam un răspuns de dată. Ați primit răspunsul. Da. Domnul primar, mai aveți o intervenție? Da, mai vreau o intervenție. Vă rog mult de tot. Vă rog. În primul rând să spun că acest program nu este perfect și nu va fi niciodată perfect, pentru că așa sunt lucrurile care funcționează. Sunt întotdeauna perfectibile. Drept urmare, aș vrea să vă atrag atenția că acest program este un program bun, un program care implică comunitatea și care duce comunitatea de părinți mai aproape de decizia școlii și care rezolvă o problemă reală. Dacă stăm să figulim la acest proiect fără să-l aprobăm, până când ajungem la varianta perfectă, s-ar putea să pierdem o grămadă de timp. Rugămintea mea este, și așa cum am discutat cu doamna Constantinescu și cum am și făcut, și cred eu că ne-am ținut de cuvânt și am integrat din feedback-ul dumnealor, așa cum spunea doamna Constantinescu, covârșitoarea majoritate a amendamentelor aduse de dumneai au fost integrate, vom sta în continuare de vorbă și vom încerca să îmbunătățim acest program, un program pe care l-am introdus la începutul anului 2022, dacă vă reamintesc. Vom încerca să îl îmbunătățim cât de mult putem. Nu aș vrea însă în acest moment să blocăm programul, pentru că suntem foarte aproape de începerea școlii și dacă nu se votează acest proiect, practic nu se va putea face școală după școală. Sunt convins că putem să îmbunătățim proiectul în multe feluri și vom fi deschiși la propuneri și la dezbateri și la amendamente, așa cum am fost și până acum. Rugămintea mea însă este ca în acest moment să se voteze acest proiect. Susțin amendamentul cu creșterea sumei de 5 lei, deci până la 40 de lei pe zi. Și haideți să-l votăm așa și stăm de vorbă pentru îmbunătățirea lui mai departe. Mulțumesc mult! Mulțumesc! Ultima intervenție, doamna Popescu. Să știți, domnule primar, că doamna Constantinescu a aprobat propunerea noastră să votăm. Vă rog și după aceea trecem la vot. Și noi suntem de acord și putem face la următoarea rectificare să adăugăm. Dar se poate pune o condiție, nu știu, întreb și eu pe doamna director economic de la DGAPI, ca salariul profesorului învățător să nu depășească salariul de bază pe care și-l ia la catedră? Se poate pune o condiție? La microfon, vă rog. Doamna director, știți de ce vă întreb? Da, știu, da? Foarte bine. Dar deci, haideți să ne gândim, după ce aprobăm proiectul, să ne gândim și la acest lucru. Da? Să vedem cum... Deci, acum este menționat în proiect exact așa cum scrie în metodologia de desfășurare a programului Școală după Școală. Da, și pe aia vom vedea pe parcurs cum se vor... Da. Pentru că la clasă, profesorul învățător are 25-28 de copii. Așa are, la clasă, la norma didactică. M-ați înțeles? Foarte mulți au 15 până în 20. Este așa, da, așa. Că depășesc la anumite unități de învățământ, o clasă sau două, 28 sau nu știu ce, rar. Sunt cadru didactic și știu foarte bine, doamna. Da, mulțumesc. În regulă, mulțumesc mult. Mulțumesc mult. Haideți să putem la vot amendamentul, vă rog. Dați drumul la vot. Domnul Angel și doamna Catone, domnul Angel, în regulă, închideți votul, vă rog, cu unanimitate de voturi, proiectul a fost adoptat, vă mulțumesc mult. Mergem mai departe la proiectul numărul 12, la proiect în sine. Da, a trecut amendamentul, îmi cer scuze, acum să punem la vot proiectul numărul 11, cu amendamentul domnului Silviu Matei, vă rog dați drumul la vot.
Doamna Popescu, domnul Feroiu, domnul Anghel, trimiteți votul, vă rog. În regulă, încă o dată, cu unanimitate de voturi de data aceasta, proiectul numărul 11 a fost adoptat. Mulțumesc, mergem mai departe la proiectul numărul 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea eșalonării la plată a sumelor datorate bugetului local pentru persoana juridică Catel Center SRL, cu sediul în București, sector 2, strada Negustori, numărul 14, etaj 2, apartament 7, cod unic de identificare 124-61636, pentru o perioadă de 12 luni. Inițiator Radu Nicolae Mihaiu. Vă rog, dați drumul la vot. Domnul Sărtoiu. Mulțumesc, închideți votul. Cu unanimitate de voturi, proiectul numărul 12 a fost adoptat. Mergem mai departe la proiectul numărul 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui ajutor de urgență pentru depășirea unor situații de dificultate MS. Inițiator Radu Nicolae Mihaiu. Vă rog, dați drumul la vot. Doamna Pasciuc, doamna Catone, domnul Matei Silviu, trimiteți votul, vă rog. Și doamna Catone. Doamna Catone, verbal, dacă nu vă apare votul. Doamna Catone, ne auziți? În regulă, închideți votul, vă rog. Cu 26 de voturi și un vot neexprimat, proiectul numărul 13 a fost adoptat. Mergem mai departe la proiectul numărul 14, proiect de hotărâre privind aprobarea unui ajutor de urgență pentru depășirea unor situații de dificultate SM. Inițiator Radu Nicolae Mihaiu, vă rog, dați drumul la vot. Doamna Pasciuc, doamna Nicuța, doamna Enache, din nou doamna Catone, dacă ne auziți. Închideți votul. Cu unanimitate de voturi, proiectul numărul 14 a fost adoptat. Mergem la 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui ajutor de urgență pentru depășirea unor situații de dificultate PF. Inițiator Radu Nicolae Mihaiu, vă rog, porniți votul. Persoană fizică. Putea să fie și Petru Florian, nu avem de unde să știm asta. Doamna Popescu și doamna Georgescu, vă rog. Doamna, în regulă. Mulțumesc, închideți votul. Cu unanimitate de voturi, proiectul numărul 15 a fost adoptat. 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea redistribuirii fondurilor necontractate în urma selecției publice de proiecte organizate în anul 2023 în baza legii numărul 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități non-profit de interes general cu modificările și completările ulterioare. Inițiator Radu Nicolae Mihaiu. Vă rog, dați drumul la vot. Da, se redistribuie pe educație și social, parcă, da. Da, să zicem. În regulă, închideți votul, vă rog. Cu unanimitate de voturi, proiectul numărul 16 a fost adoptat. Mergem mai departe la 17. Proiectul de hotărâre privind acordarea de subvenții asociațiilor, fundațiilor și cultelor religioase recunoscute în România, care înființează și administrează unități de asistență socială, a căror activitate se adresează beneficiarilor de pe raza sectorului 2 în anul 2024. Inițiator Radu Nicolae Mihaiu. Vă rog, dați drumul la vot.
Doamna Chirilă și doamna Pasciuc. În regulă, închideți votul. Închideți votul. Există o anexă cu membrii Consiliului Local desemnat în grupul de evaluare. Și cred că asta trebuia să faceți inițial. Am înțeles. Deci nu închidem votul. Păi bun, atunci te luăm votul, dar trebuie să nominalizăm, nu? Da, în regulă. Și... păi vă rog, haideți să avem atunci trei propuneri din partea... Aceeași comisie și o supunem la vot. Există? A fost și până acum o comisie, da. Da, cine era în comisie? Paula? Vă rog, haideți să refacem propunerile, vă rog frumos, da, din partea celor trei grupuri. Domnule... Peroiu și cu... Silviu, ai fost? Comisia asta? Cine nu ai acolo? Dar nu te-aduce aminte? Angel... și cu Angel Plăinu. Paula, cine a mai fost, dacă ți-aduce aminte? Peroiu și al treilea? Comisia asta, ai fost și... Atunci Silviu Peroiu și cu Paula Pașiuc. Și cu Angel. A, ia. Prin proiectul de hotărâre supus atenției dumneavoastră, într-adevăr, se prevede în cuprinsul actului administrativ și aprobarea componenței Comisiei de Evaluare, din cadrul căreia vor face parte și consilieri locali, este vorba de doi consilieri locali, și care, așa cum s-a stabilit, urmează a fi votați secret, prin vot secret. Păi, doriți componența anterioară? Domnul Ifrinu, să poate face o propunere. Chiar dacă folosim componența anterioară, tot trebuie revotați acești colegi. Da, da. Secret. Da, reținând în acest moment, da, punctul de vedere al prefectului în sensul că votul secret nu se poate exercita decât cu prezența fizică a consilierilor locali, propun retragerea acestui proiect și discutarea acestuia într-o ședință în care ședința va fi convocată și se va desfășura fizic. Vă mulțumesc. Domnule primar, retrageți proiectul de pe ordinea de zi. 17 pe ordinea de zi. În regulă. În regulă, să se consemneze, vă rog frumos, retragerea proiectului numărul 17 de pe ordinea de zi. În regulă, mulțumesc mult. Mergem mai departe la proiectul numărul 18. Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de transmitere în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 a bunului imobil aparținând domeniului public al Municipiului București, identificat cu număr cadastral 228-326-C1-U29, situat în Bulevardul Gării Obor, numărul 14, Sector 2. Inițiator Radu Nicolae Mihaiu. Vă rog, porniți votul. Domnul Angel, domnul Constantin, domnul Calotă, domnul Calotă, trimiteți votul, vă rog. În regulă, închideți votul. Cu 27 de voturi, proiectul numărul 18 a fost adoptat. Mergem mai departe la 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale administrației domeniului public sector 2. Inițiator, înainte, la acest proiect avem un amendament al executivului pe care l-ați primit și dumneavoastră pe mail. Supun... Stați o secundă, da.
Dacă îmi permiteți, cu privire la acest proiect, a fost inițial înregistrat amendamentul 4033 din 28.08.2023, la care s-a renunțat prin amendamentul ulterior înregistrat și depus astăzi. Drept urmare, va fi analizat amendamentul înregistrat în data de 30.08.2023 și care vizează, de fapt, o optimizare a acestei organigrame în sensul aplicării în mod mai eficient cu privire la personalul din structura ADP-ului, astfel încât să nu fie necesară de fiecare, să nu fie necesară de fiecare dată convocarea Consiliului Local pentru modificarea unui post din cadrul structurii sau la recomandarea unui medic, schimbarea locului sau felului muncii sau sub impactul acestor reglementări ce urmează a fi adoptate sau, mă rog, care se mediatizează, să spunem, să poată fi eficientizată modalitatea de reglementare a situației fiecărui salariat în parte. Da, în interiorul structurii. În interior se păstrează numărul de posturi, da. Mulțumesc. Porniți votul, vă rog frumos, pe amendamentul la proiectul numărul 19. Votăm amendament, vă rog. Mă întrebați, e o treabă foarte bună care o face domnul director acum. Ar fi trebuit să o facă toate direcțiile să gândească în cazul în care ordonanța e pe turnantă. Ar fi trebuit astăzi, sau cel puțin la Consiliul următor. În regulă, închideți votul. Cu 27 de voturi pentru amendamentul a fost adoptat. Supuneți la vot, vă rog frumos, proiectul numărul 19. Domnul Pellegrini, domnul Croitoru, doamna Enache, doamna Pasciuc și domnul Calotă, trimiteți în regulă. Mulțumesc, închideți votul. Cu unanimitate de voturi, proiectul numărul 19 a fost adoptat. Și mergem și la ultimul proiect de pe ordinea de zi, numărul 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui ajutor de urgență pentru depășirea unor situații de dificultate AP. Inițiatorul Radu Nicolae Mihaiu. Vă rog, porniți votul. Sigur. Domnul Croitoru, doamna Enache, doamna Pasciuc. Nu apare că ați votat. 20, da. Vă rog, închideți votul. Cu unanimitate de voturi, proiectul numărul 20 a fost adoptat. În regulă, suntem la sesiunea de interpelări. S-au înscris domnul Feroi, doamna Pasciuc, domnul Săftoiu și nu știu, am mai auzit parcă voce, dar vă rog, vă rog. Domnul primar, dacă este, mai este online? Mai este domnul primar online, că aș vrea să pun o întrebare. Cum îmi dau seama, domnul Ifrim, dacă mai este domnul primar? Nu mai e online, nu? Doream să întreb de stațiile. Am văzut că a scris pe Facebook de tot ceea ce înseamnă GPL și ceea ce înseamnă acele stații de GPL și o să ne anunțe rezultatul acelei anchete și anume cum stăm cu acestea în sectorul 2 și care a fost urmarea controlului. Dacă poate să ne spună cineva. Dacă domnul primar nu este online, am consemnat întrebarea și sunt sigur că o să vină cu un răspuns. Departament realizează acest raport. Da. Doamna administrator public, aveți un răspuns aici, vă rog. Punem întrebări, am înțeles. E mai simplu așa. Doamna administrator public, vă rog, aveți un răspuns pentru domnul Feroiu? Avem niște evaluări. Asta voiam să spun, că este poliția locală, avem niște evaluări... La microfon vă rog mult de tot, să se audă și online.
În acest moment, toate efectivele poliției locale sunt în control. Probabil că în cursul serii, undeva pe la ora 28, vă putem transmite pe mail, ora 20, vă putem transmite pe mail o informare cu tot ce s-a efectuat în cursul zilei de astăzi. Pot să vă mai comunic în acest moment, domnul director general, se află la o ședință la prefectură, unde și acolo se discută noi dispoziții referitor la hotărârile 3 și 4. Mulțumesc. Mulțumesc mult. În același timp, n-am terminat, că se leagă. Spuneți-mi și mie, în momentul în care sunt nereguli, presupun că mai sunt și găsim și nereguli la unele dintre ele, încă nu există autorizație ISU, că nu există diferite acte, care este competența dumneavoastră și ce anume poate face poliția locală? Da, în acest moment, conform hotărârilor 3 și 4, emise de prefect, noi putem face în control pe partea de mediu, acolo unde verificăm tot ce înseamnă parte de autorizație de mediu. Iar acolo unde autorizația de construcție este emisă de primăria sectorului 2, bineînțeles că verificăm autorizarea. Restul celorlalte solicitări care ne-a trimis domnul prefect o facem sub formă de informare și comisia care s-a constituit la nivelul prefectului va acționa pe fiecare situație descrisă de noi. Deci noi facem o informare prealabilă și o transmitem către prefect. Deci, în principiu, ca să înțeleg, poliția locală face o informare, dar nu are o decizie de a închide aceste bombe, dacă putem să le spunem așa, unele dintre ele. Doar face o informare, ne intrând în atribuțiile noastre de a le închide, nu? Le face ISU sau cine le poate închide? Absolut. Doar putem să dăm o amendă, atât de parte economică sau nici măcar atât. Amenzi putem retrage inclusiv retragerea autorizației de mediu. Am înțeles. Bine, așteptăm raportul preliminar. Păcat că nu e domnul primar, că doream să îi adresez niște întrebări. Mulțumesc. Dumnealui s-a afirmat cu acest subiect. Mulțumesc. Mergem, doamna Pasciuc, vă rog. De aceeași întrebare, doream să întreb dacă în ultimii 3 ani au fost ceva sesizări la aceste puncte de lucru GPL? Ați avut vreo sesizare până acum, în ultimii 3 ani? Din informațiile pe care le avem până acum, nu, dar la nivelul anului 2019-2016, da, am avut. Mulțumesc. Domnul Săftoiu? Vă rog, dacă mai aveți o întrebare, vă rog. Am văzut în sector că se face un lucru bun de altfel, legat de spațiile acelea dintre blocuri. Grafitiul care are loc în ganguri, că nu mai îmi venea pe moment, cer scuze. Și doream să întreb dacă ele sunt făcute, adică există un cost din bugetul local sau sunt făcute benevol, voluntar. Acum să mă corecteze un reprezentant al ADP-ului, dar presupun că sunt făcute din bugetul ADP-ului, nu? Nu? Nu sunt făcute din bugetul ADP-ului. Și atunci avem un răspuns la această întrebare? Nu știu cine le face. Posibil să fie pe bază de vol. Primar, eu am înțeles că se pun la dispoziție spray-urile cu care oamenii aceia lucrează. Posibil să fie o asociație ceva care le face benevol. Adică pro bono, da. Asociație care are un proiect, dacă îmi permiteți, domnul președinte. Vă rog. Pe legea 350, de ganguri care sunt... Am înțeles. Deci o asociație. În acest caz există contracte făcute între asociația de proprietari și acest ONG? Dacă da, se pot pune la dispoziție sau cum am putea să le vedem și noi? V-aș solicita, doamna Pasciuc, să faceți o solicitare în scris ca să avem și noi timp să vă răspundem. Păi altfel, domnul Feroi, cum sugerați să dăm telefoane acum? O solicitare scrisă, vă rog. Serviciu în cadrul primăriei care se ocupă cu asociațiile de proprietari și mă gândeam că se... Așa este, nu este un reprezentant aici în acest moment. Așa a fost, am hotărât ca toți directorii și cei reprezentativi șefi de serviciu să fie în cadrul Consiliului prezenți, dar na,
Crezu că este. Ok, voi solicita scris pentru că noi nu am aprobat prin Consiliul Local să dăm acești bănuți în scopul acesta și atunci vreau să văd care este temeiul legal și dacă totuși se, chiar și prin legea 350, eu din câte cunosc, sper să nu greșesc, sau trebuie făcut acest contract cu asociațiile de proprietari. Mulțumesc. Da, mulțumesc și domnul Săftoiu se mai înscrisese la cuvânt, vă rog, după care domnul Dinu. Da, aș dori să vă transmit o reclamație a unor cetățeni care locuiesc în blocul 5-7 de pe strada Cercului, numărul 6, în sectorul 2. E reclamă faptul că de ceva vreme frunzele care cad sunt adunate, dar de către ADP probabil, dar aruncate în grădinile din jurul blocului. S-au făcut gorămezi, mormane, pline de păianjen și de alte și de animale mici, ca să zicem așa. Rugămintea este să ADP să meargă acolo și să încerce să facă un lucru, de altfel, o igienizare foarte rapid. Ieri când am fost acolo, era chemaseră și poliția locală, erau cam supărați. Domnule director, aveți o observație, vă rog. Foarte ușor de realizat, mulțumesc. Dacă nu cer prea mult, vă rog dați-mi adresa respectivă și o să verificăm. Vă pot spune în procent de 99% că niciodată cei care au contract cu ADP-ul sau angajați ADP-ului nu vor face sau n-au făcut lucrul ăsta. Să ia frunza, să o arunce în grădina blocului, nu văd motivul. Pentru că și-o iau grav, dacă, să zicem, ar face așa ceva. Dar, totuși, dacă aveți sesizarea respectivă sau știți adresa, dați-ne, vă rog, și verificăm. Sigur, domnule director. Vă mulțumim frumos. Numărul de telefon al celui care a vorbit. Perfect, și o să sunăm noi. Catarilor. Da? Sunăm noi la dumnealui. Mulțumim frumos. Mulțumesc mult, domnul Dinu, după care doamna Pasciuc. Am și eu o întrebare pentru domnul Gârbu, dacă mai este. Este, da. Am înțeles că la școala Rosetti, în sala de sport, plouă pe lângă sistemul de iluminat. Plouă în sală. Dacă poate domnul Gârbu să ne spună, nu știu, când va fi remediată problema. Am înțeles că vi s-a adus la cunoștință această problemă și încă nu s-a remediat. Da, este vorba de sala de sport a lui Cea Rosetti, nu a școlii Mân Maria Rosetti, da? Am făcut deja un deviz și în câteva zile intervenim acolo. Am înțeles. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule director. Mulțumesc, domnul Dinu. Doamna Pasciuc, vă rog. Având în vedere că pe 11 septembrie începe un nou an școlar, doream să știu care este situația șantierelor din sectorul 2, dacă mai avem școli relocate, bine Ferdinand, sau dacă mai sunt și altele, și alte probleme dacă mai există la unitățile de învățământ. De asemenea, aș mai avea o întrebare, nu știu dacă dumneavoastră, domnul director, îmi puteți răspunde, dacă sunt școli fără autorizație ISU în sectorul 2 și dacă da, poate nu acum, dar dacă aș putea să primesc în scris un răspuns la această întrebare. Mulțumesc. Legat de începerea noului an școlar, menționăm că se fac verificări în toate școlile legat de tot ce înseamnă măsurile de siguranță. S-au transmis inclusiv fișe de verificare cu checklist cu tot ce înseamnă măsurile de siguranță. Verificăm inclusiv eu și corpul de control. Mergem zilnic, vedem câte 5-6 unități de învățământ. Se fac toate demersurile, se deschidem anul în cele mai bune condiții. În sectorul 2, cumva noi ne mândrim cu infrastructura școlară și nu cred că vor fi probleme. Nu vom întâmpina cu probleme mari legate de începutul noului an școlar. Legat de ISU, sunt 17 unități de învățământ construite, cât acum vor 3 sau 4 mandate, sunt construite, n-au aviz ISU, suntem în curs de avizare. S-au făcut lucrările, așteptăm recepția acestor clădiri și implicit autorizarea ISU. Și mulțumesc. Mulțumesc mult. Aș mai avea o întrebare către doamna secretar general. Nu știu exact care este procedura de a verifica și instituțiile din subordinea Consiliului Local, dacă au toate avizele la zi. Avize ISU, de exemplu, autorizația de construire a primăriei, m-a interesat să văd dacă există. Și pot solicita și eu, calitate de consilier? Sigur,
Da? Bănuiesc, deci vă referiți la avize legate de... De funcționare. A cui? A tuturor? A instituțiilor din subordinea Consiliului Local. Da, ADP, DGAP, poliție. Cred că vă referiți la patrimoniu imobiliar, nu? Da, da, primăria, dacă are autorizație de construire, de exemplu. La imobile, da. Da, putem lua act chiar acum de interpelarea dumneavoastră, da, pe care am transmit serviciului management situații de urgență. Dar și primăria. Pentru a solicita informații și a verifica la nivelul tuturor clădirilor în care își desfășoară activitatea instituțiile subordonate. Perfect. Mulțumesc frumos. Plăcere. Mulțumesc mult de tot. Haideți că ne-am cam încălzit să mergem să ne răcorim. Declar ședința închisă. O după-amiază plăcută tuturor. Bună ziua!